Hai să vezi, pe lângă ce trecuși tu. Nu, că nu fusei acolo. Dar nu fusești nici, uite-te ce e aici, spusei nici. Vai de capul meu. No, lasă, se filmeze, du-te, vezi treaba ta. Ce zici? Aviu, mă? Păi tu culegeai acei lângă ei, măi, omule, mă. N-am bine. Stai să mă bag o țură pe acei. Da, mă, cu siguranță, mă. Stai să mă uit, păi bă, dacă mi-e pe acei în jos, e încă una, bă. Încă una, mă. Am noroc, bă, și eu, ni. Vezi? Foarte faină, ni. Pita vaci, dară, mă. Așa zicem. La hribul ăsta, hrib estival. Sau reticulatus, sau cum se mai rămaște el. Are multe denumiri. Super. Stai că eu dau tură să... Cu siguranță mi-e capul de ciuperci pe aici. Uite ce fain e, bă. Îți spuseai că căpătăm pe aici. Super. Uite la aia ce fain e. Așa e, vezi? Micuț, așa. Mânătări de vară. Să fac așa ale pe aici. Nu, înseamnă că... E bine. E bine să fac. Ce ai zis așa? Dacă nu e, să te dea un pic așa. Hrib estival, bă. Sau mânătarcă de vară, mânătarcă de alun. Ia. Mamă, ce fain. Ia, ia. Trebuie să mai facă, cu siguranță, paci. Frumoasă. Mă duc să iau gălbiorii de acolo, din acolo, că vini să văd ce căpătași tu. Fain. Să spuse că paci găsa multe eu. Foarte multe, nu așa. Ia, yeah, păi spuse, de-aia nu m-a coborit, să văd, că știu zoo, știu locul la sigur că se fac. A, bine, atât găsești câte unul, doi, vă, că pe aici ne. Hai că lăsai plasa acolo, dincolo. Nu, no, mai și găsești așa, ni, cât de cât frumos. Așa ce găsi câțiva, ăsta e plasa colonii. Hai, domnul Firiceală, hai aici la mine. Hai, mă ajută. Hai, descoperi că tu poți să râști. E numai, numai, bă, omule, mă. Hai, piticani, hai aici. Stai să nu dăm cu brișcuța, că-i păcat de ea. Foarte frumos, chiar. Super. Sper să ne țină, să nu pierdem. Că mai avem intenții de alea de pierdere. Uite. Ăsta să băgă până ei, cred că, mă. Ia te uită. Ia te uită bucurie, hai să vezi bucurie. Tătă zua asta așa ni lângă mine, mă, tătă zua. Stai că duc colo, Nicol, ho! Că-i pierzi, mă. Noi, iată, uite ce frumusețe avem noi aici. Super. Nici nu știi de unde să iei. Foarte frumos. Și-s mulți, nu vă prezint, uite și acolo, sunt o grămadă. Superb. Ia-te, uite cât e de fain și ăsta. Vezi, la soare e oplit, e plăcut.
Uite și aici. Minunăție de ciuperci, momule, minunăție, dar văzui ăsta frumos, uite de la el cât e de frumos. Superb. Uite-te. Ce vrei mai mult de atâta? Super. Deci asta de aici plus aia de acolo, cam în jur de un kilogram de ciuperci. Cam așa ceva. Sunt zone unde găsești foarte, foarte mulți. Deși eu am adus în zonele care cunosc foarte, foarte locuri foarte multe unde găsesc ciuperci, nu am găsit pentru că acolo e foarte rece. Și am coborât un pic mai jos, în zone mai călduțe, unde văd că e bine. După câte am socotit eu, cam în două săptămâni trebuie să mă duc și în acea zonă. În zona mai înaltă, unde știu locurile, unde chiar culeg cu zecile de chile. Dar ne mulțumim și așa, Nicu. 2-3-4 kg când ajunge. Pentru frate, la să-și ducă și să mânc și eu de o tocăniță. De o tocăniță, că i-a pus pune mai încolo pentru iarnă. Deci și acum ați buni. Ăștia sunt foarte buni pentru iarnă, că sunt tineri. Și tot ce tânăr e foarte, foarte bun. Așa. Și uite că i-am terminat. O să mă duc puțin mai încolo, că am văzut și acolo. Să-i culeg și pe ea. Uite, avem și aici câțiva frumoși. Frumoșai, frumoșai. Și mai are mai departe. Numai atâta. Apă numai alea două, s-o fac cum ai trei. M-a întrebat de pitavace, dacă mai gândim, pitavace îi zice la mânătărcile astea. Uite băi, ce fain stau, vezi? Ce ești tu? Nu știi tu de alea. Stau ascuns aici, ni sărăcuții de... Stai să ne uităm în lături să vedem ce mai găsim pe aici. Nimica, nu se mai vede. Păzește plasa, sunt în burde, bă, firiceală, păzește-o. Mamă, ce gras e ăsta, fii atent la el. Uite-te la el, ce gras e, ce frumos. Super. Și mai este și frate, s-o? Doamne, fain. Nu, găsești 50 de ăștia, ai... de o mâncărică bună. Uite și aici. Ce frumos sunt. Super. Și-s mulți. Uite. Opa. E mai șoc că e piatră aici așa. Pă, Nico, să luăm tietrile așa, ne? Dacă le putem lua, dacă nu. Ferim frumos. Și tragem afară. Cât de frumos se vede.
Acei amestec de pin cu de tăți. Ia și uitați să vă spui, ăsta e Cantarellus cibarius. Ălălalt e palens, adică e mai alberin. Și formatul e altfel. Asta se face mai mult în zona de, în zona de molid, în zona de brad, în zona de pin. Așa, greu și scoțește, mă. Sunt băgați acolo în pământ, e și mai mărunț un pic. Dar sunt foarte, foarte gustoși cibarisul. Găsam foarte mulți. De tocană avem. Uite-o, bă! Uite-o, bă, ce frumoasă e, mă, rusura cianoxanta. Foarte fain. No, asta da, bă. Nilai, bă, că asta vrea să mânce, mă. Bă, atât s-a melci. Haide, că aveți și în grădină. E plin de... Ia, rațe. Ne luăm și rațe. Bag acolo la plăsucă. Ia, lasă cu tătul, că e coada bună. La exemplarele tinere. Dar și astea le observ foarte, foarte greu, pentru că e culoarea asta, știi? E și întuneric. De obicei astea le găsești în special pe margini de păduri, pe margini de potece, vezi? Pe margini de niu, ce faine. Alta. Băi, nu vine după mine. Ia. Wow, mamă, ce băbane asta. Ia niște zone, așa mai. Așa. Pe acolo să făceau iară multe, Mihai. Îmi pare rău pentru imagine. Normal ar trebui să nu mai filmez eu, că nu. Nu mă stric. E foarte întuneric și nu-i lumină. Iar dacă n-are lumină camera, nu prea merge cum trebuie. O să mă las puțin în jos. Dacă și aceea am doi. Doi pitici mici.
Și mă duce și voi trece pe râul ăsta încolo acum. Partea aia. Hai, Doamne. Atât am în mână și săcure și plasă și cameră și... Nu știu câte am, o grămadă. Să vedem pe ce mai sunt. Nu mai văd, nu mai văd. Că te încheagești, mă. E și pantă, mă, te duce în toate părți. Zicea cineva să iau coș, mă. Ce, mă, omule, cu coșul pe aici te prăpăzi. Numai ciuperci face. În sus nu mai văd niciunul. Voi trece în zona aia. Și cu plasa și migreu. Nici tramete versicolor, dar din păcate s-o... E bătrân și s-o băgat algile verzi pe el. Așa arată el. Bine, că arată altfel. Când e foarte tânăr, când e foarte tânără ciuperca. Așa. Hopa. Stai să vă pun eu trece. Pă! Undeva pe din sus, pe acolo, cred că mă duc. Chiriceală! Cum ai ajuns acolo, bă? Stai că trebuie să răucolesc, că nici văgăună e aici, ani. Văgăună. Aș putea trece pe copac acolo. Poate că. Dar cred că mai bine mă duc până în Fericeală. Mamă, cât un tișor e acolo, nu? O grămadă. Ui la nost. Așa. Te-ai împolmolit? Bă, te împolmoliși? Fii atent cât intră în nămol. Au, mamă, Fericeală, du-te în sus. Nu face schema aia, nu face schema. Du-te în sus, du-te. Nu face schema ce. Așa. Mamă, văzurăți unde să băgă ăsta. O ferească Dumnezeu. Mă duc să mă întâlnesc cu fratele să vă pun. În ce ținuturi. Dar, bă, că dă și soarele. Dă și soarele pe strada noastră, cum se spune. Opa. Uite-te și pe aici, ce sunt pădurii, mă, omule, mă. Păstă tău. Ce? Zic ce sunt pădurit. Da. Ce și groază. O zici pe vâr de deal, acolo deasupra. Unde știa că... Acolo se vedea, mă, în tăte părți, în tăte bine. Am multe spari pe acolo. Ea. Acum nici. Nu te vezi. Nici pe aici nu se mai cosește. Nu-i șure, e casă. Nici câte știu eu. Ce-am mai văzut? Nu, trecui. Eu apucai cu șura, vezi? Dacă e străcată, dă-i pace. Nu, are rost. Ia jumătate. Nu, lasă și la melci. E bun. Încă nu s-au făcut frăguțile, nică. Lumina nopții numai, ce mai este? Nu-ți du soc, bă! Soc, faci socată, mă! Hai să facem o socată, mă, nu? Soc! Hai să găsim un soc de ăsta frumos. A, mamă, ce bine din pădure afară! Stai să mi se acomodeze ochiarii. Opa, călcai în gol. Fericeală, ai ajuns la căsuță, bă.
Trecuta e? Trecuta e de gardul electric. Dar cum? Băi, nu cred că este curent pe el, că normal trebuie să se audă. Nu cred că pușcotea în firul ăsta. Oh, auzi telefonul. Hai. Noi. Ține de el în mână. L-am mai testat de el. L-am testat ăla meu de la Albine. Dar e tare, bă, ăla. Ăla de la Nexon, slăbuț, foarte slăbuț. Ăsta nu că e fir, pus așa. No, îți dai seama unde stă oamenii înainte. Uite, din păcate, tătul se dărâmă, tăt bine. Uite, ce priveliște că pantalonii e pe mine. Ce priveliște frumoasă e. Am mai prezentat-o căsuța asta, parcă. Prin clipurile mele. Auzi un pui de pasire să-ți adu. L-auzi cum? Socu, socu. Hai că mai pe acolo, că sunt de la frumos. Ca pe face și o socată de aia bună, cum neare de Aldină. Hai, Doamne. Aici dincolo e șura și casa lui Nea George. Nu, mă, ce cer duș. O bate ce ceartă ta. Cine? Un pui, nu-l auzi, cum cântă. Un pui de păsărică. Nu, no, bătrânii aici stăteau. Îți dai tu seama. În căsuță de asta ne. Păcat de ale, bă. Păcat, păcat. Hai aici, Anică, găsești mai mult, Mihai. Socul e bine să-l culegi din zona asta de... mai departe de civilizație, cum se spune. Aici era un, ca un fel de mic cătun, să spunem, format din câteva case, care, din păcate, nu mai locuiește nimeni pe aici. Uite cât socul este aici, ne? Hai că eu țâlțutul culegi. Vezi ce fain e? Socată. La Timișoara tot așa e socul. E scuturat, iată. S-a scuturat acum, mai găsești pe sate. E, da. Stai că o să-l tacu să curea. Asta, bucata asta. Așa. Foarte bune, bobe, mai ales bobele de soc se fac pentru... e un laxativ foarte puternic. Și ăsta e un diuretic. Și ăsta pentru ceai, zbunul. Pentru ceai, da. Atenție, unele uscați, pentru că miroș a așa pișatul de mâță. Le bagă în casă? Urină. Bagă-le, ia. Ah, bagă și pe cele la tine. Da, unde se le bagă la mine? În plasă. Ah. Așa, procuram o combinație. Fain are pe aici, mă. Uite ce-o făcut, nu vezi labe de urs pe aici, bă? Nu văzut așa, e? Aia, mă, e gardul electric, da, păi. Mamă, ce-a făcut vacile pe aici? O ieșit în sus cu ele, Nea George, văd că... Ei, curent? Nu. Cred. Îl luai oricum în freză. Că e izolat din... Hai, bagă-te pe... Da, bagă-te pe deasumă. Ia să simt. Îl agățai, ha? E bun. Poți? Bagă-te pe deasumă, n-are nică. Faină livada are oricum pe aici. Mare teren. Astea-s bistrițele, vezi? E, dar uite-te cum... vezi cum îți prune, tot bine-s... Lichenul. Ăsta e bun pentru lichen, lichenul ăsta care îl vezi aici, ne? Hai că se vede mai bine. Ăsta e foarte bun pentru plămâni, ceaiul. Știi? Ia. Ajută, e bun expectorant pentru plămâni și vindecă foarte bine. În răceală, în gripă, din astea, știi? Se face ceai. Și foarte bun. Da, uite-te cât îți vezi. Prun bătrân, cum se spune. Bă, dar pe cât apă e în sol. O plașa azi noapte bine și... Îs curios alune dacă sunt, că atâtea flori au fost. E numai, numai. Zăriși vreuna? Nu, că le-au prins înghețul cel atunci, cu siguranță. Dacă nu sunt alune, înseamnă că să fie iarnă ușoară. Nu, păi nu te-a pus, da. Anul trecut a fost alune și iarna acum a fost. Ia, că nici nu am avut iarnă. Cimbrișor. Cimbrișor.
Ce fa, bă? Ce lucruri? Ai dat de drum, ia? O dat de drept, acum se bucură și ea. Ia? Vezi, bă, băiatul este? S-o ascunzi de noi, bă, Filiceanu. Ia te uite. Mamă, cât e de mare! Super! Super frumos! Văzurăm o capră cu Mihai și... Însă Mihai că n-are nicio treabă când e trecut pe lângă el, cap lângă... cap lângă oaie. Du-te, bă! Ia, la ce-l aveam înainte, dă după. Ni bă, cimbrișor, nu-l culegi. Cimbrișor, minunatul cimbrișor. Ăsta trebuie să-l iei, ar trebui să iei floare cu floare, așa niște. Păi îți dă de lucru un pic, ha? Dar nici am pământ de la bureț. Are ceva căpul pe săsoc? Pe săsoc nu are nimic, numai că se amestecă. Că ăsta se prinde, că e mărunt, știi? M-a întrebat cineva cum să culege, hai să filmăm cu cea cameră. Uite, aici avem minunatul cimbrișor și dacă tot suntem în natură secă, hai să și culegem. Așa arată. O floare de cimbrișor sălbatic. Și stai așa să-mi pui o pungă cumva aici, că și la ciuper și apoi nici am pământ. Că n-am avut să iau unde să mă spăl și n-are nimic, că luăm așa nici frumos. Luăm pentru un ceai să facem un ceai de cimbrișor, din păcate îmi bate vântul de Doamne ferește. Ăsta e foarte bun, în special pentru bolile de plămâni. Cei cu probleme cu astmul și cu un alta se face cu miere de albine. Culegeți planta așa nini. Și puneți-o cu miere de albine. Să lasă timp de o lună de zile și după care puteți să consumați câte o lingură de 3 ori pe zi. Foarte bună. Foarte bun și pentru dureri de stomac. Ajută foarte mult în tratarea durerilor de stomac. E un antiseptic foarte bun, e un antimicrobian foarte puternic. Ajută la menținerea microbilor deoparte. Bătrânii îl foloseau foarte mult în spărarea rănilor împreună cu coada șoricelului, care e și un dezinfectant foarte puternic, că îmi scăp din mână, îmi tică din mână că e foarte mărunt. Are o culoare așa roz înspre un vișiniu, alberin așa cumva, depinde. Aia este și mai închis la culoare, nu-i muxai, muxai. Foarte bun pe plan intern, foarte, foarte mult, în special pentru hemoroizi, se folosește, pentru curățarea colonului și tot felul. Pentru hemoroizi să fac spălături și să bea ceai, ajută foarte, foarte mult. Cred că pentru dureri de stomac, spusă, eu mă repet pentru că nu stau să citesc, nu am timp și povestesc, mai bine știți. Povestim frumos așa, nini, pentru răceală, pentru gripă în special, e minunat când ești răcit să-ți faci un ceai din ăsta, nini, și cu miere de albină, dacă ai dureri de gât, te doare amigdalele, te doare gâtul, faci și ei în fiecare dimineață. Bă, dar ce pățit telefonul ăsta? În fiecare dimineață faci și ei câte o linguriță, super. Stai să-l dau eu pe silențios, că mă enervează. Da, când sună telefonul. De obicei culeg așa, nini, numai că trebuie să fii atent să nu culegi alte plante. Bineînțeles că ăsta îl întâlnești foarte mult așa, nini, pe mușunoaie, vedeți, de furnici. El crește de acum până prin și până septembrie îl întâlnesc în zona de munte foarte, foarte mult. De unde îl culegem și noi. Și apoi facem ceaiuri și tot felul. Îl folosesc la albine, că ăsta conține și foarte mult timol și mi ajută la să scăp albinele de diferite boli, de nosemoză, de cum să spui eu, de pădutile varoa, să fac ceaiuri, să fac tăfelul, fumigații. Multe tratăm cu de-astea, ne. Apoi pentru albine viu și-l smulg așa, ne, cu tătul, știți? Cine stă să-l dea cu mâna așa, ne, să-l culeagă, că-ți dă de lucru, de Doamne, Doamne ferește.
Și a păzise că dacă tot îl văzuia cinenii, hai să ne culegem așa să facem un ceai, pentru că are o aromă super, super, super plăcută, super bun. Să folosește și pentru mâncare. Gătești o carne cu ăsta, vai doamne, de numai și o bunătate și poți în tot felul de sosuri să punești. Are aroma lui specifică. Acum care gătiți, știți despre ce vorbesc. E frate cu cimbru de grădină, sărăcuțul și el. Foarte bun și pentru intestinele noastre, foarte bun că curăță și ajută partea internă. Când e anul prielnic foarte, foarte bun, se face și miere de cimbrișor. Eu mi-am dus albinile la munte, la zmeură, să sperăm anul ăsta că facem zmeură. Dacă o fi, dacă nu zburătoare, dacă nu iarbă neagră, dacă nu ciofi, numai să fie, că nu mai am niare nica. Ce vreau să mai zic, e foarte bun și pentru eliminarea viermilor intestinale. Foarte bun și pentru păduți, uleiul esențial de cimbrișor, atât la găini și atât la om, pentru purici. Are proprietatea de a elimina puricii, adică de a-i mâna departe de casă, nici pe așa șor, mă, alb, încă de asta n-am văzut, mă. Hai, mă, aici, mă, să te vadă lumea, mă. Hai la moșul, mă, că nu-ți fac nica, mă. Mă, ce fain ești, mă, hai, mă, sui sus, sui pe geadiță. Hoi, mă, nu vrei, mă. Aia, mă, omule, mă, mă, nu vreau să, mă. Treci, mă. Hai că nu-ți fac nică, nu te mâng. Aici, al Adrian, hai. A, că nu vrei, mă. E frică de mine, sărăcuțul. Nu știu dacă se poate observa. E super de alb. Cu două dungulițe. Aba, nu știu cum îi zice, că nu-ți biolog, din ăla, să ce-o fi el. Oh, hai că nu vreau să te strucesc. Hai aici, hai, rogu-te. Nu vrea, nu treaba lui. Auzi? Cum îl culești tu, să nu prinzi, dai cu mâna, așa nimai bine prima dată. Să-ți mâi albinele, că strângi o albină în mână, așa, pe iară te văd. Uite ce fain e ăsta. Ai antrenament acum? Dar iar cât ți-o luat? Ți-o luat două, trei ieri, nu? Și-o luat costum de la picul, s-o luat felul. Îl mai iau așa, nică, nu mai stau că mă grăbesc și eu, dar am... Acum ziceam ceva, am de sapă în grădinuț. E migălos, trebuie să ai o forfecă, știi, să-l tai. Da, îl face, îi dau la buna de lucru, na, să ai. Odată mi-l curăță ea. Foarte bună miarea, bă. Aurie așa, ia. Cimbrișor în anii care dă, când dă bine. Dar la vântul ăsta cum bate, îți dai seama că nu. Nu o să fie. Super. Hai că facem o socată. Ce socată este din asta? Mai plină cu polen, vezi? Mă albesc și eu de la el. Unde mi-a asta? Asta că mai plăie. Ce faceți tu, piticilor mici? Ha? Ce lucrați voi? Zbor un pic ca slăbuți? Din cauza că o plouat azi noapte, o plouat și ieri. Sperăm să vină zile frumoase, să facem un pic de treabă. Am adus tupii la munte și am venit să verific un pic ca să vedem care treaba. Cum se mișcă. Din păcate că am sclăbuț. Am venit acum nici să mai aduc o baterie pe gard ca să fiu sigur să n-am probleme, să-i dau un pic de putere mai, să fie mai puternic. Am un gard de 7,2 și mai am unul de la Nexon care nu-mi place deloc. E foarte, foarte slăbuț față de ce am cumpărat acum. De asta sunt foarte mulțumit. Zborul e cam anemic, nu e foarte, foarte puternic să spun. Deși văd că vin destul de grele. Probabil dă ceva zmeura, dar cum au fost ploile și azi noapte, cu atâta noapte, au fost... urât tare și vă dați seama că spală nectarul. Deși o albină după floarea de zmeuri cam nu bate, între 3 și 4 flori și plină gușă și vine și aduce în stup. Acum ce să zic? Cam asta, cam asta e.
Bun, nu mai stau că și eu mai am treabă. Mă duc și poate vă prezint acasă. Unu, aici nu mai umblu la ei, că am umblat și tot în regulă. Așa, noapa drăguților. Aici n-am atâția, vreo 40 și ceva. Gardul bine. I-am verificat ramă cu ramă, pătăți bine. A fost și fratela de m-a ajutat. Aici am porta de acces la gard. Chiar mulțumit de gardul ăsta. Asta e porta, intru cu mașina până înăuntru, am lăsat stupii și urmează să vedem ce producție ne-or da, dacă o fi. Că acasă la salcâm n-am făcut nimic, abia pentru iale săracile. No, populația asta, sunt undeva la 10 rame de puiet, pline. M-a tot întrebat de miare pe acolo, deocamdată nu am nimica. Și dacă o scot, vă dați seama că trebuie să fac multe ca să dau și la clienții noi. Din păcate, trebuie să respectăm pe cei vechi care o lua de la început și sunt care iau foarte mult, adică îmi iau câte 50 de borcani odată. Ce fac cu ea, nu știu, că nu i-am întrebat, probabil își iau pe un an întreg. Nu. Și apoi îți dai seama că pe ea, omul ăla trebuie să lucre, că la zi am neare cum trebuie. Nu mă ocup cu prostii, nu bag nimic în ea și de-aia omul s-a uitat. Și acum trebuia să le dau de mâncare, dar nu le-am dat, că am zis că le aduc acenii să dau de-o ficulesc cât de cât, că altfel ce fac? Nu, e puțină miare, e foarte puțină. Undeva la pâncat ce mai este pe acolo, până în 10 kg. De-aia nu era stors salcâm, absolut nimic n-am stors, am lăsat pentru iale. La mine cererea foarte mare de mană și de astea alte. Ăsta mi-e cel mai grozav stup de acenii, cel mai puternic. L-am adus acenii un roișor, am zis că hai, dacă te s-o împerechea mat, am zis că hai să-ți fac un bine, să te duc aici la polen, cum trebuie, că el face treabă până la toamnă. Măcar să dezvolte în 12 rame, deși e pe 7 acum, nu știu câte are. Stai să țâbleați ăsta acolo, mică. Opa, e bun acolo, Ani. Aoleu. Bă, dar pe din toate ramele cur așa, băi. Asta nu mai are. Îți cură așa, așa, că nu o scuturi tu, ptică. S-o scuturai de două tribă. Nu ce fain ies. Deci te cură foarte bine. Bun, cam asta e, nu mai stau eu, că zoia numai ceas. Nu luai pe bietul firiceală, că mă grăbesc. Gardul activai. No, și cu Dumnezeu le ajute. În sus vezi câte munte merg. Tot e bine. La pădure, pe acolo nimeni. Asta e, eu zic că dacă nu mai plouă și... Cum a pământul iume, Doamne ferește, de te sperii. O să fie treabă bună. Sperăm, Doamne ajută pentru aia, că le trebuie și lor de mâncare. De-aia zic că nu le dau nica de mâncare, că tocmai vorbeam cu un prieten de pace de pe la mine și el are mult și face, mă, ce face, le dă de mâncare. Băi, eu le-am dus la munte, oricum eu mă duc la lucru vreo 10 zile și după aceea, nu știu, îi vedea. Sper să nu moră până atunci, dar pe tot de foame nu mor. Numai că știi ce care e treaba, îți reduce ponta, numai ouă, numai una alta și... Încep să dea înapoi, în loc să meargă în față. Da, eu sper, eu nu știu, am așa un de asta, un vibe, cum se spune, că o să fie cules puternic. Nu știu care treabă. Nu vă spăreați pe la mine pe mașină, că la mine pe aici ai dezastru. Trebuie să ne punem scurile. Mă, dar pe pierdui ăla. Pierdui un clește, nu dă-i pace, nu mai capă de tura viitoare, nu mai stăm. Cam asta e zona pe unde vin. Așa, așa arată valea. Încerc scuze, un pic amurdar geamul, că n-am avut timp să spăl. Oba. Și mă și grăbesc un pic așa. E și rău drumul, mă, omule, mă. De numai, mă. Oba. Da, e o zonă frumoasă. Uite-te. Smerul ăsta de munte ține undeva la 20 și ceva de zile, 25 mi se pare. El înflorește treptat. Aici oricum te găsesc, începe murul iară. No, noi sperăm. Hova. Stai că trebuie băgat în viteză, cică. O scosă un pic la liber. Găsesc ele pe aici, Ani. E bine pe lângă pădure și care e treaba? Că găsesc și polen de la tot felul de plante, găsesc și nectar. Măcar pentru iale. Și care bai, nu mai bagi din jeb, cum se spune.
Tădeauna muntele au ajutat foarte mult alpinile și vedeți că flora e diversificată foarte, foarte tare. Și apoi nu, culeg ele încetuț, dacă Dumnezeu ajută. Dar e odată în noapte ploaie, mă, omule, de Doamne, ferește, de numai. Nicâte stăurile pe aici. Trebuie gar bun pentru că sunt mulți urși la noi în zonă și mai și adusește la ei și pe acasă avem, te doare capul că ți-l țin. Dar odată ce se atinge de sârma gheață sau de sârmă ce ai pus-o la gard, nu mai sunt probleme. Anul trecut când am pus gardul la stup, o dat ursul, ursoică cu pui. Eu mers până la un vecin în curte, mi-a rupt un izolator din ăla așa puternic. De atunci nu s-o mai atinge de gard, n-am mai văzut-o. Deci odată ce-l atinge, ăla nu se mai atinge veci. E frică. Gândește că pe om te scutură tare de apă pe el, care face contact cu solul. Bun, hai că pădure a stă văzut dumneavoastră pe aici, nu? Mă dau și eu să mă oferi un pic de grop, că și-s grop aici, nici apă, trebuie să fii tot atent și tot, nu. Aici am undeva în jur de vreo 20 de flori de soc. O să le pun frumos în borcan. Am borcan. O tăiem bucățele așa, nu? Aici am miere de albine, care e cristalizată, din păcate. Se vede că și făcut floare, asta înseamnă că e naturală 100%. E ca untul, că e de aia de mană. Din păcate la mine ca în sară, nu se prea vede cam bine. Dar uite ce frumos arată, super! Așa să meargă la încălzire. Perfect! Acum le luăm fai frumos și le punem pe... Mamă, tu te repit tu. Mă, nu-mi place. Așa. Două linguri de astea e suficient. Focul e oprit,